ziua, copii! Bine v-am găsit la ora de religie! Haideți să ne rugăm! Doamne Iisuse! Doamne Iisuse! Îți mulțumim că ai fost cu noi! Îți mulțumim că ai fost cu noi! Îți mulțumim că ne-ai dat sănătate! Îți mulțumim că ne-ai dat sănătate! Și Tu ești totdeauna cu noi! Amin. Amin. Ocupați loc. Ce chestie aia? Daniel, nu mai vorbim, ne întrebați. Ne pregătim? Vreau să cred că sunteți foarte cuminți, așa-i, Dan? Cine știe să-mi spună ce verset de aur am avut pentru astăzi? Daniel. Să-l citesc? Dacă-l știi pe de rost. Nu. Îl știu. Cine-l știe pe de rost, să vedem cine l-a învățat, Dacian. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de cununia împăratului. Pentru că a rămas. Pentru că a rămas neclintit. Ca și cum. Ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Foarte bine, Dacian! Prin credință a construit el paștere și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă. Întrebare, copii, oare despre cine este vorba în acest verset? Despre Moise. Despre Moise. Haideți să scriem titlul lecției. Cine să-mi spun, cine mai știe titlul lecțiunilor care le-am început? Liniște, nu toți deodată. Luca, Moise. Altcineva, cine mai îmi spune? Miriam. Moise, conducătorul ales de Dumnezeu. Să scriem titlul lecției pe tablă. Aș vrea să știu că sunteți copii cuminți ca de obicei, da? Denis, ești atent la mine. Haideți cu copii să ne aducem aminte, în acest verset era vorba că prin credință a părăsit Moise Egiptul. Să ne aducem aminte în ce condiții a părăsit Moise Egiptul. L-a lăsat oare împăratul Faraon așa de bună voie să plece Moise împreună cu tot poporul? Nu, dimpotrivă, Dumnezeu chiar l-a obligat pe Faraon ca să lase poporul Israel să plece. Cine știe să-mi spună cum l-a obligat Dumnezeu? Prin ce modalitate? Haideți să vedem, Aurel. Prin nenorociri. Prin tot felul de nenorociri. Hai să ne aducem aminte cel puțin câteva dintre ele. Cine știe să-mi spună? Știu. Poftim, Miriam? Să se transpună toiagul într-un șarpe. Așa, s-a transformat toiagul într-un șarpe și șarpele lui Aron ce a făcut? A înghițit toiegele vrăjitorilor. Apoi, Denis? Să bage toiagul în apă să se facă cu sânge. Să preschimbe apa în sânge, foarte bine. Altă nenorocire, Benișor. Să fie cu broaște. Au ieșit broaște din râu, foarte bine. Dan, altă. O, asta mai încolo, până la întâi născuți. Țânțari au fost, țânțari, a lovit țărâna și au ieșit țânțari, Rebecca. Poftim? Și bubele astea. Au fost bube și pe oameni și pe vrăjitori. Alte nenorociri. Haideți să mai vedem. Ciuma, adică o boală peste animale. Și a spus Aron ceva, spune Aron încă o dată. Muștele otrăvitoare. Au fost niște muște otrăvitoare în toată țara Egiptului. Altele, să vedem, Dacian. Au plouat cu
foc. A plouat cu foc și cu piatră, o grindină extraordinar de mare. De-a distrus toată recolta și a distrus chiar și animalele care erau pe câmp. Haideți să vedem, Daniel. Când era întuneric. A fost și un întuneric de 3 zile, foarte bine, Harisa. Lăcustele. Au fost lăcuste care, cea mai rămas de grindină, au nimicit lăcustele, că au mâncat toată iarba, au mâncat frunzele și n-a mai rămas recoltă, n-a mai rămas animale. Oamenii au fost bolnavi. Atâtea nenorociri. Și împăratul faraon de fiecare dată zicea: vă las să plecați, roagă-te la Dumnezeu să îndepărteze nenorocirea. Moise se ruga, împăratul: dar nu vă las. Păi cum să-l lase? Cum să-l lase atâția sute de mii de sclavi care au construit cetăți? Dar în sfârșit Dumnezeu zice: am să mai aduc o nenorocire și după aceasta nu numai că o să vă las să, să plecați, o să vă izgonească. Dar pentru aceasta a 10-a și ultima nenorocire, poporul a trebuit să se pregătească în mod deosebit. Haideți să ne aducem aminte ce pregătire a făcut poporul. Hai să vedem, Harisa. Au ținut un mielușel sau un ieduț și după 3 zile l-au omorât. Așa este. Trebuia în ziua a 10-a a lunii fiecare familie să ia un miel sau un ied. L-au ținut în casă. Gândiți-vă, copii, cât de drăgălași mieluții sau ieduții. Probabil că copiii s-au jucat cu acele animăluțe. Și după 3 zile, cum spunea Harisa, a trebuit să ia mieluțul să-l omoare. Dar oare de ce a trebuit omorât mieluțul? Hai să vedem, Dan. Ca să ia sângele lui și să ungă stâlpii ușii. Așa este. A trebuit omorât acest mieluț și sângele lui a trebuit luat și pus pe pragul de sus și pe stâlpii laterali. Pentru că Dumnezeu a spus: în noaptea aceea o să trimit un înger nimicitor care se va uita: ah, aici este sânge, aici nu intru. Și va trece mai departe. Și unde nu va fi sânge, va muri primul copil, întâiul născut. În noaptea aceea a trecut îngerul lui Dumnezeu prin toată țara Egiptului, pe la miezul nopții. Și dintr-o dată s-au auzit niște țipete îngrozitoare. Wow, mi-a murit copilul, vai, și mie mi-a murit copilul, vai, mi-a murit fetița, mi-a murit băiatul. Au, mi-a murit. În toată țara Egiptului, copii, imaginați-vă, în fiecare casă era un mort. Și atunci, inclusiv în țara Egiptului, inclusiv la palatul lui Faraon, i-a murit copilul. Și atunci noaptea faraon: oh, să vină Moise, hai, plecați, nu mai vreau să mai fiți aici, plecați, binecuvântați-mă, plecați, că murim cu toții. Dar în poporul Israel a fost o minune. Nici măcar un câine n-a lătrat. Pentru că Dumnezeu a făcut deosebire între poporul său care locuia într-un ținut aparte numit ținutul Gosen și egiptenii. Dar Dumnezeu i-a spus poporului nu numai să ungă ușciorii ușii și pragul de sus, ci să fie gata îmbrăcați în 5 pe la mijloc cu brâu, toiagul în mână, pregătiți de plecare. Și în noaptea aceea, foarte bine, Elias, mai spune o dată ce trebuia să facă. Trebuia să mănânce mieluțul fript la foc. Și mai trebuia să mănânce mieluț cu un fel de pâine mai specială. Fără a lua. Și aia se numea pâinea tristeții. Pâinea întristării, pâinea tristeții. Și se mai numea, copii, țineți minte, azimă, v-am mai spus, e ora trecută. Și de aceea sărbătoarea Paștelor s-a mai numit și sărbătoarea azimilor. Și trebuia să mănânce cu această pâine nedospită, care, așa cum spunea Rebecca, Biblia spune că se numea pâinea întristării. Și noaptea aceea
au ieșit și au plecat pe drumul pe care Dumnezeu l-a stabilit. Și Dumnezeu i-a condus într-un mod miraculos. Noaptea? Într-un stâlp de foc. Într-un stâlp de foc și ziua într-un nor. Și poporul avea direcție, pentru că în fața lor era însuși Dumnezeu prezent prin acest stâlp de nor și noaptea prin stâlpul de foc, și astfel că ei putea să călătorească și ziua și noaptea. Și așa a ieșit poporul din Egipt. Dar astăzi, copii, vreau să vă spun ceva deosebit. Mieluțul care a fost jertfit atunci a însemnat izbăvirea lor datorită sângelui care era pe pereții ușii și pe pragul de sus. Și au trecut mulți ani, mai mult de 1000 de ani. Și într-o zi, la râul Iordan, în țara Israel, a venit un om și acolo era un om care boteza, care se numea Ioan Botezătorul. Și a venit un om la Ioan Botezătorul și s-a uitat Ioan la el și când l-a văzut, ia ascultați, copii, ce a spus Ioan Botezătorul. Vă citesc, copii, din Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, de la capitolul 2, de la capitolul 1, versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. A doua zi, Ioan iarăși stătea cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, copii, oare de ce credeți voi că a zis Ioan despre Iisus: iată mielul lui Dumnezeu? Nu știți? Atunci vreau să vă spun. Oamenii au păcătuit. Vă amintiți, copii, că am vorbit noi că în grădina Edenului Adam și Eva au mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Și Dumnezeu a spus atunci că va veni un timp în istorie când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, adică al diavolului. Și au trecut câteva mii de ani și s-a născut Iisus Hristos din Fecioara Maria. Și Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu, care a fost trimis de Dumnezeu, ca așa cum mieluțul a fost omorât și prin moartea mieluțului și sângele mielului au fost izbăviți egipteni, au fost izbăviți izraeliții din Egipt, tot așa toți cei ce vor crede în Domnul Iisus vor fi mântuiți, adică vor fi salvați de păcatele lor. Și de aceea Ioan Botezătorul, când a văzut pe Iisus, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a trăit pe pământ timp de 33 de ani. Puțin a trăit. Da, e adevărat, o să învățăm despre asta, că poporul Israel a călătorit mai mult de 33 de ani. Dar vreau să vă spun ceva, copii. Când a ajuns la vârsta de 33 de ani, exact la sărbătoarea Paștelor, pentru că vă amintiți de ora trecută, v-am spus că Dumnezeu a dat poruncă an de an să sărbătorească sărbătoarea Paștelor. Iisus Hristos a fost evreu, s-a născut în poporul Israel, din mama lui Maria, care a fost o fecioară, și el a fost evreu și el ținea sărbătorile așa cum erau poruncite în legea lui Moise. Și exact la una din aceste sărbători, când Iisus avea 33 de ani, vreau să vă citesc
Ce a făcut Iisus? Vă citesc, copii, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, și aș vrea să fiți foarte atenți la mine. Foarte bine, cine a citit? Aș vrea să mă ascultați acum, copii. Ziua praznicului azimilor, adică sărbătoarea Paștelor, vă spuneam înainte că sărbătoarea Paștelor se mai numea și sărbătoarea azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Deci ce trebuia să facă? La fiecare Paște trebuia sacrificat un mieluț, numai că nu mai ungeau usciorii ușii, ci doar sacrificau mieluțul, că usciorii ușii au fost unși doar o singură dată, atunci când au ieșit din Egipt. Dar obișnuiau ca să pregătească mieluțul de Paște. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voi ești să pregătim? L-au întrebat ei imediat, Miriam, da? El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Iisus știa că urma să fie omorât pentru păcatele oamenilor. Asta înseamnă patima, cineva care sufere. Deci patima urma Iisus să fie omorât și el știa că oamenii o să-l omoare. Și-a luat... El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și-a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și acum fiți atenți, copii. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Iisus Hristos spunea de data aceasta că așa cum atunci de mult izraeliții au omorât mieluțul și datorită sângelui mielului au fost izbăviți, tot astfel, cine va crede în Domnul Iisus și în sângele care îl va vărsa pentru oameni, va fi mântuit. Și acum eu am o întrebare. Fiți foarte atenți la ce vă întreb. Este cineva dintre voi care poate să spună: eu n-am supărat-o niciodată pe mămica mea? Nu. Eu totdeauna am ascultat de părinții mei. Nu. Eu n-am mințit niciodată. Ei, vreau să vă spun, copii, că în Biblie minciuna este un păcat foarte grav. Biblia, până acolo merge Biblia, că spune că cine mințește, ascultă de diavolul. Mai mult, în Biblie spune că neascultarea de părinți, Dan, este un păcat. Tot Biblia spune că plata păcatului este moartea. Deci noi toți ar trebui să murim. Numai că în locul nostru a murit Domnul Iisus. Și acum eu, dacă vin să-mi cer iertare, Domnul Iisus mă iartă, dar să nu mai fac. Cine dintre voi crede că trebuie să-și ceară iertare de la Domnul Iisus? Să ridice mânuța. Cine a greșit vreodată în viața lui?
Tu n-ai greșit niciodată, Luca? Niciodată n-ai supărat pe mămica ta? Niciodată? Mă bucur să aud asta. Și niciodată, totdeauna ai fost ascultător de părinții tăi? Foarte bine. Și niciodată n-ai zis nici măcar o mică minciunică? Foarte bine. Înseamnă că tu chiar nu trebuie să-ți ceri iertare pentru nimic, că n-ai supărat niciodată pe nimeni. Mă bucur să ascult, să aud asta. Dar toți ceilalți, eu recunosc că și eu am greșit de multe ori și trebuie să-mi cer iertare. Și de aceea putem să primim iertare, pentru că Domnul Iisus a murit pentru noi ca să ne ierte. Aș vrea acum, copii, la finalul acestei ore, să ne sculăm în picioare și toți să ne rugăm Domnului Iisus, fiecare dintre noi, care, dintre voi care crede că a greșit cu ceva, să-ți ceară iertare. Închidem cu toți ochișorii și ne rugăm. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, îți mulțumim, că tu ai venit în lumea noastră, ca să mori pentru păcatele noastre. Te rog să ne ierți și să ne ajut să te slujim pe tine și să facem numai ceea ce vrei tu. Și să ascultăm de cuvântul tău. Amin. La revedere, copii, să fiți cuminți. Da, puneți pe masă.